Oamenii din comuna Salcea s-au obișnuit cu prezența nefirească a unui stâlp aflat chiar în mijlocul străzii, pentru că este acolo de când s-a înființat rețeaua electrică. Doar că acum, când străzile au fost asfaltate, este mai vizibil. Atât localnicii, cât și edilul localității Salcea nu sunt deranjați de acest obstacol ușor de ocolit, spun ei. Este aici de când? De când a pus curentul de la tras. Deci era din 60 când a tras curentul. În mijlocul drumului. Da. Și nu a deranjat cumva circulația? Păi nu, acum când au făcut așa la primărie, dar au făcut cu asfaltul pe aici, el a fost normal. A, când au asfaltat, da. A rămas? El a fost aici. Aici așa a fost. S-a lărgit strada când au asfaltat? Da, da. Nu... Ce vreți acum, mă fotografiați, voi mă dați la televizor, mă dați dreacu cu astea, lasă-mă dreacu cu astea. Nu e problema asta. A cauzat evenimente nefericite până acum? Ba, au fost și în Dolj, că am văzut la televizor. Eu, de fapt, sunt crescut, născut aici, am lucrat în Drăgăneștiolt la filatură. Ce de interviu din ăsta e bun? Nu că nu mă supăr pentru treaba nu, asta. Nu, dar eram curios dacă așa a fost întotdeauna sau acum s-a lărgit strada fost, când au asfaltat. Nu, nu, nu. De și a rămas de... în mijloc. Nu, ăla așa a fost pus. Nu de ăștia. Că... Așa de când a pus curentul la tras pe șosea, așa a fost. Și ne gândeam dacă cumva incomodează circulația. Aia nu știu. Acest stâlp de care s-a făcut referire și pe alte posturi de televiziune, cineva poate rău intenționat, au trimis o fotografie, dar vreau să vă spun de la capul locului că nu este vorba de o stradă, este o uliță care face legătura între cele două străzi circulate. Pe această stradă nu e locuită decât de două case, iar stâlpul de lumină este pus în mijlocul locului respectiv, iar calea de acces era dreapta și stânga, rămânând până în stâlp să se facă un triunghi sau să rămână un triunghi. Având în vedere că era faptul prea mare, eu am rugat constructorul să asfalteze până în stâlp, urmând ca la definitivarea lucrării că mai avem, să împună și în dreapta stânga plăcuțe reflectorizante pentru a atenționa pe cine va face vreodată pe ulița aceea laterală a comunei virar la dreapta sau la stânga, conform șosei. Dar, încă o dată menționez, nu este stâlp pe șosea și nu este, este o uliță secundară aferentă comunei, din comuna Sarcea. Pentru că este mai complicată mutarea stâlpului de către cei de la Electrica, s-a găsit o soluție mai simplă, montarea unor plăcuțe reflectorizante care să-i avertizeze pe șoferii tentați să folosească această uliță pentru a scurta drumul.